Salutare, bine v-a regăsit la un nou episod pe CN. Hai să dăm și noi repede, până nici niște bălegar. Între timp am adus două remorci cu acest minunat tractor. Hai să închidem ușa. Hai să închidem ușa frumos. Și dăm aici două, trei cupe, până și noi la copăcei, două, trei. Am adus aici, cum a zis, două remorci de băleguță. Ca să avem, sper că mă aud foarte bine, să avem și noi aici să dăm la aceste minunății de fructe. Hai să dăm mașalier și noi ca băieții. Băgăm aici vreo câteva cupe. Din frumos, știți bine, se vede și nu se vede, dar o să facem ultimul episod cu el, după care îl prăduim și pe ăsta că e frumos. Bun, hai să așezăm camera. Dacă știți, asta e camera de la cupă. Asta e camera de la cupă. Vă jucați, aveți, cred că modul ăsta îl găsiți pe, dacă mă șer direct pe, cum îi spune, la, ăștia cum îi spune. Așa, să vedem și primul copac, dacă mergi la el, descarcă. Vedem și noi puțin mai tare, hop. Cam pagerea. Așa, dar nu știu, cred că băgăm câte ocupă la fiecare. De moment, după aia, dacă e, mai completez eu, să nu stăm prea mult. Bă, cum îi spune, așa, camera asta trebuie să o lăsăm aici noi și după aia, cam așa ceva, să vedem când ne învingem în pământ. Ăla-i tăticu, ăla-i boss, vedeți, mă dați așa după aia pe cameră, pac, aveți camera din ifron. Asta e camera ifronului, hai să punem camera ifronului, așa. Și camera altă acolo unde era. Băgăm frumos aici și 50.000 de cupe. Nu știu câtă capacitate are. Nu mai țin minte câtă capacitate are. Are, dar măcar na, să băgăm și noi acolo câte o cupă să țină până la... Următoarea, cum spune, până la următoarea tură, când o să aducem iar bălegar. Le dăm așa ca să aibă cât de cât, dar totuși hai să vedem aici, dăm așa frumos în meniu, bine că măcar că te-ai și salvat. Timp te-ai salvat, că de nu te salvai tu nu era nimic. Ce frumos, măi, moșioane. Moșioane, ce zici tu, mă, moșioane, că face de mă, astea cum erau? Erau la fabrici, nu? Parcă nu. Noi trebuie să-i dăm la fabrici. Avem fabrici și avem aple. Avem vreunul cu estercol? N-avem nimic, 20 toni. Ouleu, tăticule! Nu știu care sunt alea cu umplutul, dar... Opa, astea, ăsta i-am dat, 2000. Vedeți? A apărut. 2000. Perfect. Aha, amigo. Aha, ăștia două. Ăștia doi că-s copaci. Ok, dude. Merge vrăgeala. Hai să băgăm aici, facem treabă. Ne îmbogățim. Ne îmbogățim, fraților, că nu se poate altfel. Fără să ne îmbogățim, nu se poate. Băgăm aici vreo 50 de cupe. Ia, la care am dat? A treilea, trebuie să mergem la a treilea, nu? Hai să numărăm frumos. Sper că vă place între timp ce am făcut noi pe aici și nu vă întrebați de ce se vede pământul roșu. Aici v-am mai zis și vă repet, este zonă de lutoasă. Pe de sub avem lut. Pământ roșu. După cum vedeți, sunt niște texturi GG. Arată ceva mai aparte din tot ce am văzut până acum. Hai că ne mișcăm repede. Băgăm așa, să vedem. Fac să nu ne înfingem în pământ, că după aia nu vreau să iau și lutul. Îmi place cum se aude acest ifron, e minunat. Le băgăm câte o cupiță și după aia să mergem să aducem măcar o cisternă de apă, să vedem cum începe primul să dea fructe. Opa! Hai că dacă mai insistăm mult... Mimi! Ce ai vorbit? Asta nu-l lua, asta-l lua jos. Tot jos o dă. Dar ce se dă jos? Asta de ce nu-l ia? Unde are agel? Acum fac, nu? Ce a făcut asta? Mai aici? Tot jos să-l ia și asta? De ce? A, trebuie să-l pun chiar lângă el. Ok. Asta ne-a tras în piept, ați observat, da? Nu, nicio problemă. Știm care, după aia venim și facem curat. Deci să ne apropiem chiar lângă el, acolo la semn. Nu-i problemă. De război, băgăm și noi aici niște băleguță.
A costat cam mult băleguța asta să mă duc la comercialul de animale. Nu mai știu cât am dat pe aia, dar am însemnat să nu se facă episodul prea lung. Zic, hai mă, tată, să nu insistăm noi prea mult. Pă, cum spune... Să ne primăm pânsin și cu tare, zic, facem ceea, arătăm ceea ce este iniția. Asta mai așa, mai important. Hai, tată. Descărcăm și noi? Ăla-i, tată. De ce faci? De ce descărcă atât? A, mai înapoi. Amu. Bă, totuși, nu, cu ăștia doi e ceva care nu place mie. Acum. Sper cam ușor. Dar dacă așa descarcă, așa lăsăm. Nu avem ce să facem pentru că nici nu vreau să dau un F5 că nu știu cum vin, dacă, dar normal trebuia să arătăm la tagerul. Acolo trebuia, lateral. Nu este așa. Nu mai. Păi aia facem noi curat, nici vreau, dar să probăm totuși, așa ne învățăm cu ei. Zice, mă, prietene, tu ești ebrazit, tata. Aici, ia. Aici, tata. Ale, dar descarcă jos, e nema. Tot jos să-l descarcă. O mai descarcă jos. Tu ți-ai rodul tău de copac. Vezi, sunt copaci care mai au puțin și face și figuri cu noi. Hai că dacă e descărcat și noi azi. Copăcii ăștia, sper că el azi nu fac cu... Sau probabil, că spre înalte eu, dar nu, de fapt, ce Dumnezeu, las cupa în jos, dar nu are nicio relevanță una cu alta, nu. Hai cum e, trial. Termin-te că-ți mai dau și azi și mâine. Neam. Deci, în fine, hai. Tu că deja a început să mă plictisești și mică fac gâlceavă cu tine în aia mare. Ăla-i boss. Da, o luăm iarăși frumos din jos în sus, ca băieții. Hop! Dă-i talpă. Bam, frumos. Am început să tai și iarba. Opa, mă plimb ăsta. Am început să tai și iarba în bază. Deoarece na. Stai să venim așa ceva, ne întoarcem. Cred că era bine aici și cu remurcuță. Dacă eram eu mai așa, mai finuț, luam remurcuță în aia mică, trânteam două din astea și vineam bang, știți voi, nu? Te scărcam. Nu dăm de jos, aici. Acum. Sunteți și jos. Ai problemă, tată, trebuie să cadă și jos, nu? Sanchi, ați văzut, da? Asta mers mai bine, perfect. Perfect, cu metraș. E al de aici, tăticule, că nu se poate. Asta acolo, bălegarul. E chiar, dacă trag dintr-o parte așa, trag în nasul lui, dintr-o parte merge sau nu merge? Ăla-i mă, Barusane, merge treaba. Aici, da. Este să ne trântim lângă copac, tată. E prin un stil ușor, eu trântim de doamne. Dar dacă nu dă fructe la câți bani am băgat eu ca să-mi iau și eu animale, după sine aici să devenim cei mai mari fermieri. Op, ușor, tată, ăla-i. Cei mai mari fermieri vreau să devenim. Păi nu facem treaba dacă nu dă mere. Lăsăm livada lui prietena și spunem, prietene, ia-ți livada tată, că nu... Da, așa cum am zis, pac, frumos, și ce, unde ești, ce? Aici. Alăbă copacul care... Nu se vede copacul, ești nebun, așa, aici. Ăsta era altul, pe la i-am dat. Aici îi dăm lui ăsta frumos. Banc, hărți. Încă o dată. Hai că dacă e să vede frumos dinăuntru, am zis că fac treabă cu ei fenomenal, mai că... Gata, marile boss, gata, ăla-i. Merge, frumos, merge. Vezi și copacii ăștia care deranjează foarte mult pentru vizibilitate, dar
Nu avem ce să-i facem aici. Din cărcat încarcă cu pasa de rupie. Îl avem pe ăsta de aici, nu? Cred că da. Da, așa, perfect. Îi dăm trântinul ăsta acum. Hap, hap, mă, când mi-intră creanga în ochi, ce facem? Așa, tăticule. Facem treabă frumoasă, culegem mere după aia. Le ducem la piață, sper că, de fapt, da, am vorbit cu doamna de acolo și a zis că nu-i problemă de război, pot să-i duc merele când vreau eu. E și sezonul care să caut acum. Op, l-avem pe ăsta aici. Hello, hello, hello. E să cam plimb cu două toni. Cât cântele și mă belegarul ăsta, e umed. Ce Dumnezeu are pe el? Că bă, că cam mă plimbă ca lumea, prietenul. Ceea ce nu-mi place. Vezi, e bine așa lateral să vii, că dacă vrei să dați. Acești copaci îi găsiți pe tot pe mod hub al jocului, numai că nu vine cu să dați ceva legat decât apă. Dar, na, e mai... Sunt... Op, 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 op. Thank you, arătat. Trebuie să iau greutatele ăsta mai mare, că nu... Am face furciuri cu mine, văd. Face furciuri și mic eu dau. Hai să dăm și ăsta frumos, așa l-a luat, acolo, cred că e pentru că sunt în pantă, da, era. Era în pantă, dar normal aveam ce-o treabă să fie una cu alta, dar nu-i James și n-avem ce să-i cerem. E bine măcar că a mers. Da. Am ce-am luat, am rușit pământul, tata, am rușit pământul, te-a crăpat pământul acolo, nu? Sau mi se pare mie. A, da. A, surmile care se văd între pământul ăla roșu și cu aia zici că s-a crăpat, păi... Ceva aparte, ceva, o frumusețe. Una bucată frumusețea. Întoarcem în loc, op, ușor, 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 tată. Hai, intrăm și nou într-o tată, că nu o să poate. Așa, ridicăm mai puțin copa. Care era a doilea. Hai să luăm din partea aia încoa. De acolo, pac. Hâț, hâț, avem aici, hai să dăm puțin copa mai în față. Atât. Și ocupa ecranul mai în față și dăm aici, frumos, pac. Lăsăm să ne lovim în copac. Atât, ridicăm cupa și dăm. Ia zi, mă, merge cu metri, merge, tată. Merge vrăjeala, chiar ca lumea. Aia, așa, da. E că vedem și din interior, până la urmă ne scurcăm. Oricum e de ale părinții noștri care, tăi, mi-a fost ifroniț. Cum vede ea luare? Pe chestia asta, op, ce-ai făcut, prietene? Stai, tată, că nu-i așa. Vreau să dau un mașăler. Atât, să vedem ce aveți. Mă, că e camera asta, vezi? Ideea e că camera asta trebuie să fie mai jos. Eu bănuiesc că trebuie să fie mult mai jos. Lăsată și nu e rău de modificat. Dar na. Deci că o lăsăm și noi așa? Ne ghidăm și noi pe aici frumos. Pac, pac. Deci, cum e trebuie? E dacă chiar că așa pot să mă lasă în jos și după aceea să întorc? Aici se vede tot degeaba. Nu-i cam mic geamul ăsta. O să-l iau în aer, cred că geamul ăsta. Ăsta doi le dăm acum. Nu? Da. Asta aici, pac, hâț. Hai că dacă e, faci și noi treabă. Hai că bă, că da mai mult de afară, nu? Sau, nu, nu, e bine, e bine. E bine, s-a murdărit puțin. Dar mai trebuie să rămână și pe interior puțin, așa că dacă nu, e jale cu el. Pac, dăm înapoi. Câți mai avem? Nu mai avem mulți, mai avem doi copăcei. Trântim și la ăștia câte ocupă. Îi verificăm că au aproape toți. Bine, după care și o să mergem cu cisterna să aducem. Dar cisterna aia 20 din... Mamă, câtă apă intră. Păi am apă de cărat, tăticule, la ăștia. Nu ne jucăm. Trebuie să cărăm apă. Se pare că am multă apă. Sper și na, și consumul să fie limitat. Că nu trebuie să dăm noi la, cum spune, apă la 24 de ori. Sau bălegar, că nu și-a rost. Mai avem unul ăla de acolo și gata. Astea 20 de toni, între timp când na, eu o să am de treabă aici, vă dați seama. Dar măcar așa, cât face și noi aici așa. Chestii publice din bază la noi, să avem activități. Și-o dată.
E frumos să lăsăm aici acum, ducem această bărăcuță ăla, belarusul, mergem cu el și întoarcem tot cu el să dăm apă. Sau, nu așa, să am bază că n-are forță, în bază l-am pe altul care am început să tai iarba cu el. Așa că lăsăm Ifronul aici și între timp. Gata, prietene, frumos, elegant. Să ne se parcăm și noi pe ăsta, să ne deranjeze. Îl punem aici la umbra unui cu, așa, unui nuc bătrân. Atât. Stă doi tractoriști pe o șapcă. Îi dăm aici un pac. Era și cazul să tot termin, că mai spart. Pe cuvântul meu, dacă nu... Da. Hai să urcăm în această frumusețe de tractor. Bang! Am să urcăm și noi ca oameni. Ce suntem noi? Hai coboară jos de pe el. Pa, Belarus. MTZ, pac, îi dăm aici un click frumos ca oamenii. Facem frumos sau nu facem frumos? Facem frumos, tată, ce facem noi aici? Hai și urcăm sus, tată, nu ne jucăm. Alea, boss. Întreba acum înăuntru, ce? Chidem și noi ușa ca băieții, se mai poate închide ușa aia? Sau nu se poate închide ușa aia? Hello, hi, nu se mai închide ușa, nu-i problem, de război. Lasă așa, dăm și noi afară, îi dăm un enter, auziți. Sper că vă place remorcuța mea care o am. Aici e o remorcă GG. Frumusețe remorcă. Hai să mergem, tata. În bază mergem în bazucă. Dar primar, hai să ne uităm puțin să vedem dacă într-adevăr are toți copăcei mei. Are. Unii care are câte două șodile. Puțin, 1900, 2 cu 15, 1500. Ăștia să aia care știți cu toții ce am făcut. Ăștia să aia care, tată, le-am dat mare jihad. Hai să mergem, sper să nu mai ia poliția cu baraca asta pe stradă, că nu și-a rostul. Hai să coborăm jos, deschidem și noi portăița. Să-i dăm așa cât turcii ne înconjoară, mergem, agățăm cisterna. Și ce mai fi? Când e cineva, nu vine nimeni, ieșim pe stradă, ia auzi-o, tată. Hai bărăcuță că... Întinde speranța, tată. Speranța mare ultima. Ia auziți-o. Vă dați seama că mai ia vecinii pe sus. Bă, pe sus mai ia vecinii. A, opa, a ieșit ăsta. Na, nu-l prind. Am crezut că-l prind, dar nu-l prinde tata. Vreau să le iau pe ăla cu mașina, să-i dau jihad, să-i zic, hai da, să facem o... Ce merge mă ăsta, mâncați-ași gura ta, ce-mi place, merge de rupi, prietenul meu. Auză-l, gălăgie cât cuprinde, dar merge frumos. E Belarus, ce era asta, Belarus? Nici nu știu, eu umblu cu un chiriatul pe-n sat, pe aici îmi dă un vecin alt, uite aici ăștia n-au mai terminat casa de pus. Dar vreau să vă arăt ceva, dacă aici pe dreapta, vreau să vă arăt ceva frumos. Ceva frumos, frumos. Să lăsăm pe ăsta pornit aici și frumos. Hai să fugim. Vă arăt ceva ce a dus ăștia aici. A adus un tractor istoric, tată. Băi, istoric. Hai să dăm aici. Pa, uitați-vă și voi cum arată. Uitați așa. Mamă, ce frumusețe. Câtă rugină cum arată transmisia. Vă dați seama cu cine a ridicat noi, cu ce tractoare. Uite cum arată cauciucurile astea, tăticule aici. Îs, doamne, îs... arse de soare, sunt terminate aceste cauciucuri. Ăsta am să încerc să vorbesc cu ăștia dacă mi-l dă mie de cablurile pe acolo. Poate pot să fac ceva din el, nu știu, măcar așa să mă plimb pe sat, de invidie. Rest, nu știu eu ce să vă zic, dar e superb. Îmi place la... Uite-l cum arată. Băi, criminal, cauciucurile astea spart tot, îi fai de capul lui. S-a dus războaie grele, tată, cu plugurile. Deci a creat pluguri după el. Hai, în fine, frumusețe. Muzeu. Facem muzeu aici la Siin. Uite, mă, naibii ăsta. Se mișcă, are animații și la volan, nici nu e bun. E prea șmecher ăsta. Ia, tată, mergați pe soarele, mergați pe soarele de rup.
facem cultura noastră, facem între bălegari, irigații ci dă tătigul că pe baza că plouă, pe baza că plouă nu mai plouă toată în viață. Ia vine să-și aude, frumos? Da, mă, tată, ce faci? Da, mereu că rămâne aici. Fac. Auzi, da. Merge bine. Frumos. Irigăm, facem cultură la mare nivel. Ah, nu batem drum, nu, aproape, am crezut că batem drum. E bine. S-o cutit de treaba de Boșoroga, s-o cutit o calmea, domnul Ovidiu, n-ai treabă cu el. Hai să lăsăm repede remurcuța în bază. Hai, da, te deschizi? Ăla-i. Să rămân remurcuța pe aici, acum suntem noi obișnuiți, să o lăsăm așa lateral, te mai avem acolo remurcuță, dar o să o dăm pe asta. Dar nu știu, deocamdată că nu trebuie pentru capacitate. Pac, decuplăm și luăm vitanja. Mergem la o vitanja de apă și plecăm spre pompii mei fructiferi. Pac, îi dăm înapoi frumos ca băieții. Hai că dacă merge și cu viteză cu spatele ăsta, tractorul ăsta rupe rânduri. Zici că e tank rusesc. Dar ceva mai ieftin și eu n-am găsit ca să chiriez pe-n sat. Îmi cer scuze, dar vecinii mă ajută și ei cu ce pot. Acolo am rămas să tăiem iarba. Hai, amigo, ăla-i tată. O luăm pe aici frumos. Pac, rățușca, eram să o calc. Bine că n-am călcat rățușca, că de nu făceam din ea icri. Pateu făcem. Uite ce sare ăsta în sus, tată. Stai că mă dă cu capul de tavan. La ceva nimica. Ușor, tată. Grigori, ușor, tată, la vale. Mamă, ce-i dau în gură, ce frumos merge ăsta. Dar are frumos, uite-l frumos. E chiar șmecher tractorașul. Băi, eu nu știu, o să vorbesc cu nenea să văd dacă mi-l lasă mai mult timp. Mi l-a dat așa, și că să-l folosesc, că mă mai folosește, dar îmi place tare. Până ajung eu ca să-mi iau și eu un fend, un clas, ceva așa de Doamne ajută, mă plimb cu ăsta, dau cel țopă. Uitați-vă și voi mâncavași gurița voastră. Păi cu ăsta tata nu care tata de rupe rânduri. Ala-i băbiță, încărcăm apșoara de cea din râu. Pac, și merge și ducem apă la copăcei. Nu știu câte tone are această vitanjă, nu mai țin minte. Băi, nu m-am uitat, bine că nu am nimic în ea, am crezut că mai am ceva în ea. Știu că am spălat ultima oară de pișălău și am stat acolo în bază. Acum, nu știu dacă mai am ceva sau nu mai am nimic. Nu mai am nimic. Opa, uite căprioara acum. Oh, s-a necat. Băi, s-a necat căprioara, vă ziceți nebuni, i-ați văzut? Mamă, a vrut să... S-o aducă pe ochi. Cu noi. A țopăit apă cât a putut, dar după aia nu mai. Țin. Dar vine apa la valea și tata aspiramos apușoară. Merge și duce frumos apă la copaci. După aia, uite capra acolo, iarăși. După care, pe ziua de azi, cam atât am avut de muncă, că nu prea am nici chef. Diriga se irigă frumos, trebuie să mai stau puțin să mă uit la spre soare, cum funcționează, găinile au mâncare. O să mai dau o roabă între timp, termin de tăiat iarba. Și cam pe acolo suntem. Luna lui septembrie, mai avem puțin și intrăm în octombrie. Îi dăm frumos octombrie și noiembrie. Opa, hai că plecă la vale. Hai că l-am scăpat. Nu. Hai, tata, că poți. Ești nebun. Mamă, ce eram să fac? Ești nebun că era să... Șur, să iau așa diagonală, poate. Dar n-ar ce treabă, că e o diagonală când atingi roțile. Mă, dacă reduc puțin și mai dau o dată, le-ai dat la mică, să dau la mică. Hai că merge la mic. Hai, stai și stai și scăpate. Mamă, ce era să fac, ești nebun la cap. Mă duceam în râu. Hai că crapă și geanta și tot. Hai, tata, bine că e 4-4, dar degeaba. Când ai greutatea în față, nu faci față. O mai dăm direct la mare, pac. Hai, poți. Dar nu o să o duc de la greutatea de apă. Ba da, și vine. Stai singur. Frânăm, l-a pus pe bot, gata.
Hai că reușit moșul să iasă, tată, ce-a reușit, tăticule, eram să mă fac harcea-parcea. Mamă, și nu era tractorul meu, mâncava și cum intra meu în belele, uitați-vă și voi. Ce a putut să fac, ce puteam să fac eu cu asta? Tată, deci nu poate. Nu poate, iar ridică de bot. Păi ești nebun, ridică de bot vitaja. Hai să dăm un șoc, pac, pac, pac la mică. Merge, ușor, ușor, merge. Na, nu faci noi treabă, tata. Am zis eu fac treabă, dar nu. Băi, și ce bucuros eram, tată, eu, că... îmi dă... al de... vecinii mei tractarii, dar a zis că, na. Să nu forțez prea tare. Uite-l, a intrat în pământ, îi mâncă din asfalt. Hai că mai avem puțin, bă, prieteni, și după aia nu mai e pantă. Hai că mergem ușor, ușor, uite, nu-i frumos, hai să-i dăm a patra. Hai cu a patra mergi. Dăm a patra la mari. Îl ducem, tata, n-ai cum să nu-l duci, îl ducem. Hai că începe ușor, ușor, ne chemim, ce o să facem? Acum merge pe un sat, bine, că sper că în sat nu se mai fie cu panta și așa vine. Băi, moșule, mi-a dat un tractor tătaie, dar vai din mama lui ce mi-a dat-o. Da, calcă, calcă frâna stânga, stânga, stânga. Nu, no, mă duc în șanță. Da. O să trebuiască să jucării asta aici. Îi cerim scuze, o acoplăm iar aia. Iar să ridică, na, am crezut că facem treabă. Nu, 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 că nici în șanță. Da, o să duc eu apă frumos la... la... o să mai încerc o dată să o trag, așa că e poziția în partea asta. Și o luăm așa ușor. Dăm cu anteia. Hai, cu anteia merge. Pentru că nu are multă viteză. A doua. Deja gata. L-am pierdut. L-am pierdut. O să duc eu apa cu tractorul celălalt din bază. Până data viitoare, eu sunt Ovidiu. Nu uitați, dați un like, un share. În comentarii ce vă place, ce nu vă convine, ce jocuri vreți să jucăm, tot de simulatoare, pardon, de agricultură, bineînțeles, că ne ținem de agricultură. V-am pupat, ceau, ceau!